Bună ziua, doamnelor și domnilor, ne aflăm din nou împreună în studiul Tele3 și ne-am programat astăzi, datorită mesajelor de la dumneavoastră, un subiect, spun eu, de interes general sau cel mai de actualitate subiect și aș vrea să spun că legile fondului funciar, deși și-au găsit câtă aplicabilitate începând cu anul 1991, nici până astăzi, în niciuna dintre comunele județului Gorj, nu s-a încheiat această procedură de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, motiv pentru care, împreună cu deosebitul coleg Marian Olaru, pe care l-am invitat astăzi în fața dumneavoastră, vom încerca să dezbatem acest noiam legislativ, să aducem în fața dumneavoastră, spunem noi, principalele probleme cu care se confruntă această lege 18 pe 1991 modificată pe parcursul timpului și să vă expunem modalitatea de aplicare atât pentru reconstituire cât și pe constituire și de asemenea o să vă expunem spre finalul emisiunii și legea 231 pe 2018, o lege care vine și completează, modifică și completează legea de bază 18 pe 91 și dumneavoastră o să vedeți că sunteți în posibilitatea de a formula noi cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, fiind repuși în drepturi pentru această lege. Bună ziua, domnule coleg, și bine ați venit din nou în Bună studiul ziua, Tele3. mulțumesc din nou pentru invitație. Haideți să dezbatem în fața telespectatorilor noștri și, așa cum spuneam, stimați telespectatori, să încercăm să folosim un vocabular pe înțelesul dumneavoastră, să încercăm să evităm în special termenii tehnici, pentru că chiar dacă defectul profesional întotdeauna ne împinge spre a conserva și spre a promova această terminologie tehnică, o să încercăm să fim cât mai mult pe înțelesul dumneavoastră pentru a putea să rămâneți cu ceva din expunerea noastră din ziua de astăzi. Domnul Marian Laru, haideți să începem cu începutul. Cu începutul ar însemna să explicăm cum s-a ajuns din nou la dreptul proprietății private. Proprietatea privată a existat dinaintea perioadei comuniste, era regula exercitării dreptului de proprietate și anume proprietatea privată sau colectivă sub forma asociațiilor private, însă odată cu perioada comunistă s-au realizat o proprietate colectivă sub formele denumite CAPE. De cele mai multe ori, această formă colectivă prelua terenurile persoanelor care aveau în proprietate privată și le administra în forma pe care persoanele o știu. Odată cu apariția legii 18 pe 1991, a renăscut din nou dreptul de proprietate în România. Legea 18 pe 1991 a venit în schimb cu anumite condiții și anumite ingerințe. Și a stabilit în principal un termen în care foștii proprietari sau de cele mai multe ori moștenitori ai foștilor proprietari, întrucât aceștia aveau o vârstă și mulți dintre ei au decedat la momentul preluării, instituiau o cerință de respectare a unui termen în care să se formuleze cereri de constituire sau de reconstituire a dreptului de proprietate. Și a stabilit aceste două mari direcții pe care legea l-a urmat, legea în principiu le-a și stabilit și a stabilit și condițiile de exercitare, însă, dacă observăm listele de ședință ale instanțelor judecătorești, vom vedea că, în preponderență, litigiile care se poartă din nou pe această discuție. Pe existența sau inexistența dreptului în ceea ce privește legea fondului funciar reprezentată de legea 18 pe 91. Dar haideți să plecăm de la gândirea inițială pe care dumneavoastră ați antamat-o. Ce însemna constituirea dreptului de proprietate? Însemna împroprietărirea unor proprietari care nu au avut teren, unor persoane care nu au avut teren pe raza acelei unități teritoriale administrative, respectiv comună sau zonă urbană, respectiv oraș. În ceea ce privește cealaltă direcție, și anume reconstituirea, înseamnă faptul că vechii proprietari, prin cererea pe care au formulat-o în termenul pe care tocmai l-am spus, în fața comisiei locale, o să vorbim și despre comisia locală, să vedem ce componență are și care este Rol. rolul acesteia și atribuțiile pe care le îndeplinește, solicita suprafața pe care anterior autori, fie direcți, fie cu încă o etapă înainte, bunici sau părinți, o avuseseră înainte de preluarea terenurilor, înaintea colectivizării. Legea stabilea încă o condiție, ca toate aceste
cerere de reconstituire să nu depășească suprafața de 50 de hectare. În condițiile în care se depășea această suprafață de 50 de hectare, restul suprafețelor erau cumva stabilite pentru a putea primi despăgubiri. Și mergem în zona aceea de despăgubiri la autoritatea la centrală, ANRP. Respectiv la ANRP, la Autoritatea Națională de Restituire a Proprietăților. Dar asta este o altă discuție. Revenim la ideea de bază. Persoana îndreptățită, respectiv moștenitor sau chiar și vechi proprietar, mergea în fața comisiei locale, formula o cerere de reconstituire a drepturilor de proprietate cu posibilitatea, cu încercarea de a arăta limitele drepturilor de proprietate, adică suprafață, și de cele mai multe ori se încerca zona de amplasament cu stabilirea limitelor geografice cu vecini nord, sud, vest, est. O să ne oprim aici, domnul Mariano Rotaru, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor noștri că reconstituirea dreptului de proprietate în proporție de 95% s-a făcut pe baza existenței acelor file din registrul agricol, pe baza registrelor agricole pe care primăria le-a deținut și cu care în 1963, 1965 sau 59-63 au preluat de la cetățenii deținători de terenuri cu titlu declarativ atât suprafețele terenuri cât și păduri. Mai trebuie să spunem telespectatorilor noștri că acele registre agricole care la un moment dat au devenit, ca să zic așa, căpătâiul existenței reconstituirii dreptului de proprietate au fost, și cum vă spuneam, sunt declarative, n-au exprimat niciodată adevărata proprietate a celor care dețineau, pentru că oamenii s-au ferit de taxele și impozitele impuse la acea vreme, au declarat suprafețe de teren mai mici sau cei care au avut teren în arendă la mari proprietari latifundiari sau la alte terțe persoane și-au declarat aceste terenuri care le aveau în arendă ca și cum ar fi ale dumnealor, fiind, având rol declarativ. Astăzi, când discutăm despre reconstituirea dreptului de proprietate, s-a întâmplat un lucru exorbitant. Adică, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru o mare parte a cetățenilor acestei țări, dar există pe rolul primăriilor, cereri la primării pentru încă o dată teritoriul României. Este. Pe care de consecință spunem noi că foarte multe terenuri s-au dat de comisiile de reconstituire a legii 18 pe 1991 persoanelor care nu erau îndreptățite niciodată să obțină aceste terenuri sau suprafețe de păduri. S-au făcut tot felul de modificări în registrele agricole pentru că, așa cum vă spuneam, era declarativ și era foarte simplu dacă era un hectar trecut acolo să-i pui un 1 în față să te trezești cu 11 hectare sau cu 111, lucru care a ținut și în fața instanțelor de judecată, motiv pentru care spun eu că legea 18 pe 1991 nu și-a găsit aplicabilitatea pe care cred eu că a gândit-o legiuitorul, n-a satisfăcut populația care trebuia să beneficieze de această lege, a fost prost gândită de la început, modificată pe parcurs în detrimentul, spun eu, oamenilor care cu adevărat au deținut terenuri, motiv pentru care și la ora actuală, pe rolul instanțelor de judecată, există foarte, foarte multe litigii. Aș vrea să mai spun privitorilor noștri și n-aș vrea să trec peste această locuțiune, că în unele cazuri și la unele primării, aceste comisii n-au fost comisii de reconstituire a dreptului de proprietate, ci de împroprietărire a anumitor persoane sau anumitor grupuri de persoane, că această împroprietărire haotică și abuzivă a condus și a născut la foarte, foarte multe litigii în comunele județului Gorj și nu numai, dar o să ne referim strict o senso la județul Gorj pentru că noi trăim și muncim aici alături de cetățenii care ne privesc astăzi. Și mai vreau să vă spun că întâmplarea a făcut ca aceste comisii de aplicare a legii 18, care au făcut aceste anomalii și care au dat titluri de proprietate unul peste altul, va chiar validări multiple, atenție, pe acelea suprafețe de teren, să nu li se întâmple nimic niciodată în condițiile în care s-au făcut plângeri penale împotriva acestora. Sunt foarte rare cazurile când primar sau membrii ai Comisiei de Reconstituire au fost trimiși în judecată și aș putea să le numărăm pe degetele la o mână, motiv pentru care organele de cercetare penală au dat așa mână liberă la comisiile de aplicare a legii 18 să facă cam ce vrea cu reconstituirea dreptului de proprietate. Trecând peste aceste elemente pe care eu le-am perceput și nu numai eu, presupun că și dumneavoastră în mod direct, haideți să continuăm cu invitatul meu, cu domnul avocat Mariano Laru, pe această temă a legii 18-91.
Ideea este simplă, ideea de bază este simplă. Se formulează cerere, fie că este vorba de drept, fie că este vorba despre o cerere de constituire sau de reconstituire, în limitele expuse de text, dar totodată și prin arătarea vechiului amplasament. De cele mai multe ori, persoanele care au formulat aceste cereri, de cele mai multe ori de reconstituire, nu au fost sincere în fața comisiilor locale de fond funciar. Și de cele mai multe ori știm că documentațiile s-au realizat, deci, în birouri și prea puțin în teren. Și au apărut aceste discuții pentru că oamenii trebuie să știe că până la eliberarea titlului de proprietate este un întreg proces. Comisia analizează documentele, vizează documentele provizorii de proprietate la Comisia Județeană care emite acel HCJ. Fiecare dintre aceste acte putând fi atacate pe calea contenciosului, adică în instanță. O să explicăm, stimați telespectatori, o să vă explicăm și care este cronologia eliberării acestor acte, începând cu adeverința de proprietate, hotărârea Comisiei Județene, procesul verbal de punere în posesie și, în final, titlul de proprietate. Acestea fiind, de fapt, actele care stau la baza emiterii titlului. Da. Vă rog, domnule coleg. Bun. Și de cele mai multe ori, oamenii au declarat suprafețe nereale. Și au produs înscrisuri care au avut mai mare sau mai mică relevanță, însă Comisia Locală de Fond Funciar a eliberat într-un final, de fapt Comisia Județeană de Aplicare a Legii 18, a eliberat într-un final titlul de proprietate. În practică regăsim cel mai adesea următoarea situație. Titlul de proprietate suprapuse. Titlul de proprietate suprapuse care nasc zeci de litigii, civile și, într-un final, de cele mai multe ori și penale. Titlurile de proprietate se pot rezolva, și această situație de a titlurilor de proprietate se poate rezolva pe calea judecătorească. Da. Și cum trebuie să procedeze judecătorul în momentul în care găsește persoane cu suprapunere de suprafață care se regăsesc în titlurile de proprietate? Verifică fiecare dintre acele proprietăți care este mai bine caracterizată. Și trebuie să meargă la documentele vechi care fac obiectul reconstituirii, să le analizeze și să verifice care dintre acestea sunt cele mai eficiente din punct de vedere juridic. Tocmai de aceea oamenii trebuie să știe că acest proces în principiu nu a fost unul aleatoriu și nu este unul aleatoriu. Dar trebuie privit cu atenție, trebuie privită această problemă generală, generalizată, cu maximă coerență și cu maximă seriozitate. Vă ascult. Am omis să vă informez telespectatorii noștri că aveți pe ecran un număr de telefon și în condițiile în care vreți să intrați în direct, pentru că noi avem această interacțiune cu dumneavoastră, puteți să sunați și sigur că vom putea să vă răspundem la întrebările pe care dumneavoastră ni le adresați în măsura în care, sigur, acestea pot fi elucidate pe loc. Domnule coleg, haideți să explicăm telespectatorilor noștri care este diferența, le-am explicat care este diferența dintre constituire și reconstituire. Haideți să vedem cum se face această reconstituire și care sunt pașii care trebuie urmați, plecând de la cererea... Plecăm de la cerere pe care trebuie să o depunem într-un anumit termen în temeiul legii 18/91. Dar și aici este o discuție în ideea în care, deși legea a instituit un termen de 30 de zile, care expira în martie 1991, el a mai fost prelungit sau, de cele mai multe ori, a venit o nouă lege care să repună în termen foștii proprietari care nu reușiseră să formuleze cereri de reconstituire în baza legii 18. Și mă refer strict aici la apariția legii 247/2005, care, pe lângă accelerarea în materie a unor procese în materia justiției, a devenit și o lege care a reformat într-o formă sau alta legea existentă a fondului funciar, și anume legea 18/1991, și a reușit să repună în termen vechii proprietari care nu reușiseră să se încadreze în termenul prevăzut de legea anterioară. Ei, plecând de la această gândire că cererea de reconstituire trebuie, sau de constituire trebuie depusă în termenul arătat de către lege, proprietarii depuneau ca anexă la cererea respectivă documente din care să rezulte existența dreptului de proprietate a anterior colectivizării sau preluării abuzive, expropriere sau chiar preluare abuzivă de către statul comunist, și documente din care să rezulte vocația și calitatea. Strict, documente de stare civilă din care să rezulte că sunt
moștenitori a autorului care a deținut acea suprafață și a fost proprietar prin atestarea acelei fișe de file de registru agricol. În urma primirii cererii, Comisia Locală de Fond Funciar, care este formată din obligatoriu din primar, care este și președintele comisiei, din viceprimar, din secretar, care este secretarul comisiei, dar și din membrii, din inginer agricol, care desfășoară efectiv activitatea de identificare a terenurilor pe amplasament, pe vechiul amplasament, dar și din vechii proprietari. De regulă pe vechiul amplasament. De regulă pe vechiul amplasament. Analizau conținutul cererii, întinderea acestei cereri și încercau în mare măsură să identifice suprafețele pe care fostul proprietar sau moștenitorii ai fostului proprietar le indicau în cerere. În urma acestui proces de identificare se întocmeau documente, primul dintre acestea fiind adeverința provizorie de proprietate. Această adeverință provizorie de proprietate nu reprezenta un act de proprietate, însă, și nu reprezintă un act de proprietate, însă reprezintă temeiul eliberării ca finalitate a unui titlu de proprietate. Am avut situații în care, și dumneavoastră puteți confirma, adeverința, procesul verbal de punere în posesie și titlul, fiecare dintre acestea ori au suprafețe diferite, ori au vecinătăți diferite, ori nu au aceiași moștenitori. Ca de altfel și diferențele între validarea dreptului de proprietate prin HCJ și titlul de proprietate care nu respectă acea validare niciodată, ori în plus, ori în minus față de această validare. Am întâlnit situații în care pentru aceeași suprafață de teren, efectiv pentru aceeași suprafață de teren, deși ea era foarte bine individualizată în cererea de reconstituire a persoanei îndreptățite, s-au eliberat 4 procese verbale în cursul unui an. 4 procese verbale de punere în posesie în cursul unui an. Ulterior, când acea persoană a dorit să înainteze cu documentația astfel încât să poată să meargă cu ea la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară pentru eliberarea titlului, lucrătorul de acolo a observat că s-au emis mai multe procese verbale de punere în posesie pentru aceeași suprafață. Moment în care s-a soluționat printr-o respingere a cererii. Aceasta n-a putut fi rezolvată decât pe calea judecătorească, prin acțiunea în instanță, prin care să se determine care dintre acele procese verbale este cel viabil sau dacă este unul dintre aceste procese verbale menit să rămână în picioare și dacă reprezintă realitatea din teren. Domnule coleg, pentru că toți ați atins acest punct sensibil, respectiv a dublei validări, a dublei eliberări a proceselor verbale de punere în posesie și uneori chiar faza terminală a dublei eliberării titlului de proprietate pe același tarlaș și parcelă, aș vrea să informez telespectatorii că, în general, în câteva primării din județul Gorj, se încermie și jenă să pronunț aceste primării, dar noi avocații le știm, bineînțeles, s-a întâmplat un lucru nefiresc și ne la locul lui, adică au fost atât de multe litigii încât cred că 80% din cetățenii acelei comune au ajuns în instanță pentru că acele comisii nu și-au făcut treaba, pentru că primarii au fost neserioși de-a lungul timpului și pentru că n-au respectat sub nicio formă dispozițiile legii 18 și după ureche au aplicat-o așa cum și-au dorit dumnealor. Sunt și comune, lăudabile de altfel, care n-au avut decât poate 2% litigii pe teritoriul acestora, motiv pentru care acele comisii și-au avut primari serioși și bineînțeles că au fost lipsite de exuberanța asta, de transferul de documente de la primărie la instanță, de milioanele de copii care trebuie făcute și de implicarea a tuturor funcționarilor primăriei, pentru că, sigur, o cerere de chemare în judecată înseamnă să-ți dovedești la un moment dat sau să te aperi, lucru care trebuia să-l facă și primăriile și înseamnă că au fost generatoare de costuri. Eu vreau să mai spun telespectatorilor noștri că, în general, comisiile de aplicare a legii 18/91 nu au fonduri. Dar dacă ar fi avut fonduri, la câte cheltuieli de judecată sau dat de către instanțele de judecată, eu vă spun că se ridicau de ordinul miliardelor erau aceste cheltuieli. Aș mai vrea să informez telespectatorii noștri că nici astăzi, când discutăm, acele comune de care vă spuneam eu, care au găsit această modalitate haotică de aplicare a legii 18 și care n-au înțeles terminologia sau nu că n-au înțeles-o, s-au făcut că nu înțeleg, pentru că, într-adevăr, legea 18 spunea că, de regulă, dreptul de proprietate se reconstituie pe vechile amplasamente, nu s-a ținut cont deloc.
E adevărat că o normă legislativă, tot din legea 18/1991, spune că este apanajul comisiei locale de aplicare a legii 18, stabilirea amplasamentului terenului. Și atunci, sigur că n-au mai prea ținut cont de unde a avut fiecare teren. Au distrus acele fâșii de teren continue pe care cetățenii le aveau, pentru că aveau fâșii de teren de 10 km sau de 8 km, le-au divizat și le-au împrăștiat așa cum au dorit, pentru că haosul, bineînțeles, nu putea fi verificat și au procedat de această manieră. Au luat terenurile din prelungire, să zicem, nu știu, avea omul teren arabil și în prelungire pădure. Nu i-a mai dat pădure, a dat-o la unul de la 7 km, care oricum nu ajunge de pe acolo niciodată, și taie ăla lemnele care are terenul în prelungire, pentru că asta a fost regula și din toate timpurile țăranul și-a luat și haraj de fasole și lemn de foc din pădurea care avea în prelungire. Și vedeți dumneavoastră că astăzi când discutăm există așa o nedreptate și există în rândul cetățenilor care ne privesc și în rândul plătitorilor de taxe și impozite un sentiment de lehamită, un sentiment de respingere a acestor organe care nu au putut să le facă dreptate în 28 de ani de la Revoluția Română. Mai mult decât atât, mai există un text de lege, respectiv articolul 23 din legea 18/1991, care spunea, cu sigur și care era un text imperativ, că sunt și rămân în proprietatea actualilor detentori suprafața de 1000 de metri pătrați, care au construit în mod legal, sigur, pe această suprafață de 1000 de metri pătrați și anexele gospodărești. Au fost situații atât de ambigue încât și la ora actuală nu există o practică judiciară unitară. Adică unele instanțe au ținut cont de acest text de lege și au lăsat cei 1000 de metri pătrați detentorilor pe care își construiseră pe timpul CAP-ului o casă și anexe. Alte instanțe de judecată au considerat că aceste terenuri trebuie reconstituite în favoarea vechilor proprietari și de aici litigii care sunt încă de 10-15 ani, pentru că, atenție, proprietarul terenului poate să-i demoleze casa lui, mai ales dacă în 1963 sau 65, când nu se uita nimeni spre autorizațiile de construcție, a construit-o fără autorizație. Și eu cunosc o grămadă de persoane care mi s-au adresat și care au venit în fața noastră și care au spus: domnilor, uitați, acest text de lege este imperativ, deci nu a fost respectat, nu s-a ținut cont de el. Ei bine, această lege 231 pe 2018 vine să normalizeze această situație de fapt. Într-o oarecare măsură, spunem noi, pentru că dă posibilitatea repunerii în termen și dă posibilitatea formulării de noi cereri în intravilan, atenție, stimați telespectatori, de reconstituire a dreptului de proprietate. Deci, atenție, nu se referă la păduri și nici la terenuri extravilane. Motiv pentru care, în continuare, să-l rog pe colegul meu să facem o trecere succintă și în ceea ce privește legea 1 și legea 10, pentru că este de actualitate și această lege. Și aș vrea să mai spun, stimați telespectatori, și cei mai în vârstă știu foarte bine, atunci când, după anul 1991, reconstituirile dreptului de proprietate se făceau cu declarațiile a doi martori. Adică te duceai și spuneai: domnule, știi, eu am avut 15 hectare de teren în punctul toponimic, nu știu cum se numește, aduceai doar martor care spunea că au fost vecini cu tine, îți dădea titlul de proprietate pe 15 hectare și numai bine că vecinul beneficia și el, că spunea că are 11 și te folosea ca martor. Și așa a fost posibilă ca întreg acest teritoriu al României să fie divizat, să fie împărțit haotic, la latitudine exclusivă a comisiilor locale și punctul meu de vedere este că în proporție de 40% în fiecare localitate, oameni care nu aveau niciodată calitatea de a dobândi sau de a obține acest drept de proprietate, li s-a reconstituit în mod nelegal. E adevărat că pe parcurs, pe aici, pe acolo, s-au mai făcut reparații în condițiile în care oamenii, cetățenii acestui județ, au avut acte vechi de proprietate. Acte vechi de proprietate pe care unele comisii de aplicare a legii 18 nu le-au luat în considerație. Adică vii cu o hotărâre judecătorească din 1949 sau cu un act de vânzare-cumpărare din 51, te duci la comisie, găsești niște lipitori de afișe pe care i-a pus acolo primarul și ea nu ți le ia în calcule, nu ți-a hotărârea judecătorească sau actul de proprietate autentic în calcule. Și am găsit N situații de acest gen. Motiv pentru care, în continuare, stimați telespectatori, o să discutăm cu colegul meu despre aplicabilitatea legii 1 și legii 10 ca urmare a aplicării acestor legi a fondului funciar. Acum o să intrăm pe un domeniu și mai ambigu și mai sancționat, nu numai în România, dar mai ales în exterior. O să intrăm pe zona restituirii în materia proprietăților și în materia imobililor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și a fondului forestier existent înainte de zona comunistă. Domnule,
Situația aceasta de cele mai multe ori a ajuns în fața instanței de la Strasbourg. De cele mai multe ori România, în materia restituirii proprietăților, este lacunară. Aș vrea, domnule coleg, să-mi cer scuze să vă păstrați ideea, pentru că trebuie să luăm o pauză publicitară. Este timpul în care, sigur, trebuie să, ca televiziunea să-și expună și această publicitate din care trăiește, motiv pentru care, stimați telespectatori, ne vedem după pauza publicitară. Ana Events organizează cea mai mare petrecere de Revelion din Oltenia. Capete de afiș, Petrică Mâțu Stoian, Niculina Stoican, taraful Emil Lăcătușu, alături de Nicoleta Lăcătușu, taraful Aurel Blondea, alături de Andreea Andrei și taraful Mădălin Barangă, alături de Amelia Vârciu. Muzica ușoară va fi asigurată de DJ Shao, DJ Zaza, Dani DJ și Florin Tantan. Prețuri promoționale pentru grupuri. Meniu Maxi Ultra All Inclusive. Rezervări și informații suplimentare la 0752 888833 sau pe Facebook și website anaevents.ro. Poveștile frumoase încep la o ceașcă de cafea proaspăt prăjită. Social Public House vă invită la Nino Cafe. În inima orașului Târgu Jiu aveți parte de clipe minunate într-un mediu ambiental prielnic relaxării. Iubitorii de cafea știu ce înseamnă să poți savura o ceașcă de espresso. Din pasiunea pentru cafea, alegem cele mai bune tipuri de cafea verde, prăjită manual și cu atenție la aer curat. Social Public House în Târgu Jiu, strada Alexandru Vlahuță, bloc 8, parter. Rezervări la 0730 030 313. Nino Cafe, o poveste de dragoste care se înnoiește în fiecare zi. O pasiune care trezește toate simțurile. Pe piața românească din anul 2003, livrări în toată țara prin Tremolada SRL. Cel mai pregătit personal medical din județ. Cele mai mici prețuri. Cea mai performantă aparatură medicală. Totul în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care oferă servicii medicale în limita numărului de consultații sau servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pe baza biletului de trimitere într-un spațiu modern și cu aparatură medicală de înaltă performanță în următoarele specialități. Medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ORL, urologie, pediatrie, ortopedie și traumatologie, psihologie, neuropsihiatrie infantilă, recuperare, medicină fizică și balneologie, psihiatrie, alergologie, gastroenterologie, nefrologie, endocrinologie și pneumologie. Totodată, la nivelul policlinicii, se efectuează la prețuri foarte avantajoase și în cel mult o zi lucrătoare, fișe auto, fișe portarme, fișe pentru siguranța circulației, fișe aptitudini și altele. Relații suplimentare și programări la telefon 0253-237-234, interior 391. Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Servicii medicale prompte și de calitate. Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. Bucură-te de cea mai bună experiență Wi-Fi din România și de divertisment nelimitat oriunde în casă. La UPC ai 500 de mega în toate pachetele Happy Home, toate meciurile din Liga Campionilor, Europa League, Liga 1 și multe alte sporturi. Distracția nu se termină niciodată. Sună acum sau vino în magazine pentru cea mai bună ofertă UPC.
Am revenit, stimați telespectatori, în a doua parte a emisiunii Dreptul pe înțelesul tuturor și vă reamintesc că avem astăzi în studiile Tele3 invitat pe colegul meu, domnul avocat Olaru Marian, cu care continuăm dezbaterea din prima parte a emisiunii în ceea ce privește legile fondului funciar, respectiv legea 18.1991, cu modificările și completările ulterioare. Rămăsesem, domnule coleg, și expuneam telespectatorii noștri modalitatea de reconstituire a dreptului de proprietate și începusem să discutăm despre legea 1 și legea 10, modalitatea de aplicare și cam ce modificare a făcut la legea 18.1991. Vă rog. Legea 1 se referă în mod special la zona reconstituirii suprafațelor forestiere. Și mărește această suprafață, stabilită inițial prin legea 169/97, la o suprafață de 50 de hectare pe vechile amplasamente. În măsura în care fostul proprietar sau moștenitorii ai foștilor proprietari fac dovada existenței unei suprafețe mai mari, pentru diferența de suprafață, aceștia erau îndreptățiți la măsuri reparatorii. Deci pentru diferență trebuiau să se adreseze tot instituțiilor locale care înaintau propuneri instituției centrale, respectiv Autoritatea Națională de Restituire a Proprietăților. În ceea ce privește cealaltă lege 10, tot așa se instituie termene în care să se transmită notificări către instituțiile, către unitățile teritoriale administrative, prin care se solicită, dacă se poate, în măsura posibilității, de fapt nu era reconstituirea, era despăgubirea sau restituirea în natură. Exact. Regula fiind restituirea în natură. Sigur. De cele mai multe ori este drept, persoanele ajung în fața ANRP pentru a putea beneficia de despăgubiri. Dar regula instituită de legea 10/2001 este aceea stabilirii și a restituirii în materia proprietăților a vechilor proprietăți în natură. Și aici am să fac o discuție pentru faptul că, și revin la o discuție pe care o aveam înainte de pauză publicitară, de faptul că România de cele mai multe ori a fost sancționată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru faptul că niciodată n-a reușit să accelereze procesul de restituire în materia proprietăților. De cele mai multe ori s-a făcut vinovată de încălcarea dispozițiilor articolului 6. Și ce înseamnă acest articol 6? Oamenii trebuie să înțeleagă a faptului că orice procedură, și curtea a stabilit că orice procedură administrativă rezonabilă presupune un termen de soluționare de maximum 6 luni. Ori, în cadrul instituției ANRP se află înregistrate cereri și din 2004. Și mai mult sunt 14 ani de când acele cereri, nu numai că nu au fost soluționate, de cele mai multe ori ai surpriza când soliciți stadiul dosarului să observi că acela nici măcar nu a fost lucrat. Aș vrea să facem o mică pauză, să spunem telespectatorilor noștri care au dosare la ANRP și sunt foarte mulți din orașul Târgu Jiu și eu cunosc foarte mulți care au înaintat de dosare de către Primăria orașului Târgu Jiu către ANRP și nu numai, că acest cuantum al despăgubirilor este unul atât de mare și vine din spate cu atât de multe cifre încât cred că ar fi cam jumătatea, cred că, din PIB-ul României. Dar vreau să vă dau și un exemplu negativ și știți foarte bine că în perioada guvernării Boc, numai domnul Cocoș a luat o despăgubire de 268 de milioane de euro, care reprezenta 90% din fondurile ANRP pe anul respectiv, motiv pentru care aceste disensiuni și disfuncționalități majore au condus și au făcut ca oamenii de rând și oamenii îndreptățiți să nu poată să fie despăgubiți. O parte sau cea mai mare parte au murit deja părinții și bunicii noștri și n-au putut să intre și să-și vadă visul cu ochii niciodată de a fi despăgubiți pentru deposedarea abuzivă făcută în perioada comunistă, pentru că noi vorbim de deposedare abuzive. Și atunci, bineînțeles că o vină, cred că o are toată clasa politică, toți cei care s-au perindat pe la guvernare, au fost senatori și deputați, ar trebui să-și facă o mea culpa și ar trebui totuși să se uite în ochii bunicilor, părinților lor și ai vecinilor și să-și pună întrebarea: am făcut tot ce a trebuit oare pentru a-i mulțumi pe acești oameni? Se pare că nu. Să continuăm, domnule. Da, trebuie să și continuăm, că ați antamat o idee, că s-au dispus restituiri sau despăgubiri, cuantumuri de despăgubiri nelegale. De cele mai multe ori acestea s-au lăsat cu arestări și chiar și cu condamnări. Numai că nu s-au mai restituit sumele. Vedem situația celebră.
Ce vreau să înțeleagă oamenii de acasă, un singur lucru, se aude frecvent această sintagmă. În condițiile în care nu voi obține dreptate pe cale judecătorească, mă voi adresa Curții Europene de Justiție. Curtea Europeană de Justiție nu judecă situația normelor interne. Adică fondul cauzei. Nu judecă dosarul existent. Exact. Ei judecă doar încălcări ale convenției, doar în condițiile în care se observă că statul român, prin instituțiile abilitate, nu îl pune pe acel individ, persoana interesată, într-o situație de egalitate de șanse. Doar în condițiile în care se depășesc termene rezonabile a unor proceduri administrative. Doar în condițiile în care nu se respectă dispoziții comunitare. Și de cele mai multe ori acestea nu se respectă. Una dintre încălcări, tocmai ce am prezentat-o, transmiterea dosarului de către Unitatea Administrativă Teritorială în anul 2004 și nesoluționarea nici măcar până în anul 2018. Aceasta este o situație în care este îndreptățită persoana solicitantă la formularea unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului după terminarea și după finalizarea parcurgerii tuturor etapelor procesuale din România. Domnule coleg, ce nu știu telespectatorii noștri și ce noi trebuie să le spunem este faptul că se pot formula cereri către Comisia Europeană și sigur că noi avocații de aia suntem plătiți și de aia suntem puși aici să informăm populația în mod corect. Se pot formula cereri în condițiile în care această tergiversare este de ordinul anilor sau zecilor de ani. Și atenție, în general, această Uniune Europeană acordă despăgubiri. Și nu e de glumă și știți foarte bine că la nivelul fiecărui an despăgubirile au variat undeva între 60 și 80 de milioane de euro. Uneori în alți ani chiar și mai mult. Motiv pentru care, dacă nu găsiți înțelegere la comisiile locale, la ANRP, puteți să vă adresați Comisiei Europene pentru această tergiversare. Există o practică unitară, sunt o grămadă de exemple a cetățenilor atât din România cât și din Uniunea Europeană care au obținut despăgubiri importante pentru că organele statului plătite de către dumneavoastră și din banii dumneavoastră, pentru că trebuie să știți că orice scaun ocupat în primărie este plătit din banii dumneavoastră. Orice scaun ocupat la ANRP este din banii dumneavoastră. Bun, să trecem mai departe. Eu, sincer să fiu, nu aș încuraja persoanele să adreseze întâi organismelor comunitare. Haideți să mergem pe gândirea că în România instituțiile juridice își fac treaba. Haideți să mergem pe o teoretic, gândire... Teoretic, practic. Da, haideți să mergem pe o gândire teoretică. Doar după epuizarea și este clar și în ceea ce privește formularea unei cereri către Curtea Europeană a Drepturilor Omului se face după epuizarea căilor interne. Exact. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că acea situație de acordare de despăgubiri nu înseamnă și rezolvarea situației, fondului situației. Acele despăgubiri nu înseamnă despăgubiri datorate pentru preluarea abuzivă a acelui bun imobil, ci doar pentru umilințele pe care resortisantul României, cetățeanul României, trebuie să le suporte în condițiile în care instituții ale statului au obligația, și subliniez acest aspect, au obligația de a respecta dreptul de proprietate. În România, noțiunea dreptului de proprietate privată, după reconstituirea acestor drepturi în virtutea legilor fondului fundiar despre care făceam vorbire, a fost înțeleasă greșit. Dreptul de proprietate nu se exercită în mod abuziv și în mod absolut. Am observat situații în care există această noțiune de împroprietărire excesivă. Excesivă. Proprietarul manifestă o atitudine excesivă în modalitatea sa în față de terți. Nu este adevărat. Am observat această gândire că dacă pătrunde pe terenul meu o să vadă ce o să pățească. Nu. Nu e adevărat. Proprietatea privată are și limite și are și îngrădiri. Și oamenii trebuie să înțeleagă că doar bunele moravuri, doar bunele norme pot să ne facă să creștem prin responsabilitate și prin simțăminte. Atât. Exercitarea aceasta cu sabia scoasă nu ajută deloc. Eu cred că doar rezolvarea chestiunilor legale, pe cale legală, poate duce la o situație de normalitate. Am observat de cele mai multe ori îngrădirea anumitor suprafețe de teren, zic eu, în formă abuzivă.
Și am să dau exemple concrete. Există posibilitatea ca vecinii să aibă un copil. Și acel copil să vrea să se joace. El nu știe cât ține dreptul de proprietate al părinților săi, cât ține al vecinului. Și de cele mai multe ori am văzut îngrădirea cu zonă electrificată. Și de cele mai multe ori cu zonă electrificată peste limita legală admisă de legiuitor. Ce se întâmplă în acea situație? Simplu. Acea persoană este trimisă în judecată pentru ucidere din culpă. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Nu sunt atât de simple. Și trebuie să înțelegem că trebuie să respectăm fiecare proprietar, că trebuie să înțelegem că de foarte multe ori și avem situații în care suntem nevoiți să facem concesii pentru a putea inclusiv noi să ne exercităm proprietatea așa cum trebuie să o facem. Este foarte bine. Sunt situații în care, și haideți să luăm situații din practică, situații concrete, că pe oamenii astea interesează. Sunt situații în care, datorită alunecărilor de teren, pe zona pe care acel vecin proprietar trebuie să iasă, cu un atelaj, cu un autovehicul, și nu poate, și apelează la vecinul său, pe care urmează să-l despăgubească. Vecinul înțelege să-și manifeste proprietatea în deplinătatea sa, cu toate atributele sale, posesie, folosință, mai ales zona de folosință. Însă trebuie să înțelegem că în situații concrete, proprietatea se exercită, dreptul de proprietate se exercită și cu îngăduință. Și cu îngăduință. De aceea s-a și ajuns la situația pe care dumneavoastră o expuneți. Fiecare vrea mai mult, dar este oare îndreptățit fiecare la suprafața pe care o solicită? Din practică vedem că nu. Vedem că există o multitudine de dosare. Este clar că nu pot toți să aibă aceeași suprafață. Și este adevărat. Există o culpă în exercitarea atribuțiunilor de cele mai multe ori ale Comisiei Locale de Fond Funciar. Însă, fiecare dintre aceștia își exercită atribuțiile pe perioada limitată pe care au fost aleși. Și de fiecare dată, acea persoană îndreptățită se izbește de același răspuns. Nu știu, nu eram eu înainte aici. Când dumneavoastră ați depus cererea, era un alt primar. Și nu știu ce a făcut cu ea. Nu, trebuie să... Cumva, noi toți și cel puțin noi cei care suntem în zona legală de exercitare a acestei profesii, să învățăm oamenii să-și exercite drepturile în limitele stabilite de lege. Și au mai fost legi ulterioare care, mai bune, mai rele, au ajuns cumva să elucideze și această problemă. Și venim pe zona despre care vorbeați, despre zona legii 231/2018. Lege care și are aplicabilitatea încă din 8 august, care instituie un termen, dar despre care o să vorbim. Ne reîntoarcem spre finalul emisiunii. Însă haideți să revenim la ceea ce discutam. Trebuie să ne încadrăm cam în 5-7 minute. Da, haideți să revenim la ceea ce ne discutam anterior. Și cel mai interesant este în materia restituirii proprietăților. În materia restituirii proprietăților avem o lege care a întârziat posibilitatea vechilor proprietari sau moștenitorilor acestora de a intra în posesia despăgubirilor stabilite. Și mă refer strict la legea 165/2013. Lege care transformă fosta Comisie de Centrală de Stabilire a Despăgubirilor într-o altă comisie cu altă denumire, dar cu aceleași atribuții, ea numindu-se acum Comisia Națională de Compensare a Imobilelor, și care o repune în termenul de soluționare a vechilor dosare. Deci dosare transmise din anii 2004, 2007, 2008, urmează să aibă un nou termen de început încă din anul 2013 și instituie un termen de 5 ani de finalizare a acestora. Deci, într-o formă sau alta, România este sancționabilă chiar și pentru existența acestei legi. Au fost multiple sesizări și excepții ridicate la Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea textului conținut în acea lege. De fiecare dată, excepțiile de constituționalitate ridicate de către colegii noștri apărători, de către avocați, de către reprezentanți convenționali sau chiar de procuratori ai persoanelor îndreptățite, au fost respinse. Deși ele contravin, zic eu, normelor comunitare. Nu pot să apreciez cu privire la existența sau inexistența unei încălcări a Constituției prin ceea ce privește textul. Curtea este cea care
Se pronunță pentru că este, sunt atribuțiile acesteia și este autoritatea în materie. Noi nu putem lua decât act, deciziile fiind obligatorii atât pentru noi cât și pentru instanțe. Corect. Dar în ceea ce privește discuția legată de încălcarea normelor comunitare care se aplică cu preponderență și cu preexistență față de normele interne, cred că nu s-a realizat o sesizare și sper ca unul din colegiile de conducere a unui curs de apel să facă acest lucru. N-am înțeles niciodată de ce această practică și aceste decizii sancționatorii ale Curții Europene nu au fost aduse în general la cunoștința publicului sau la cunoștința instanțelor, s-a persistat în general și s-au dat decizii definitive care au fost din nou contestate la curte și, bineînțeles, din nou aplicate sancțiuni României. Și sigur că această practică neunitară a condus la foarte multe despăgubiri către terțe persoane din cauza incapacității funcționarilor publici de a le rezolva anumite probleme. Așa cum vă spuneam și dumneavoastră spuneați mai devreme că trebuie să învățăm pe cetățeni și să le comunicăm că trebuie să respecte dispozițiile legale, să se încadreze între anumite norme. Eu spun că trebuie să învățăm, cred că mai mult pe cei care ocupă un scaun plătit de cetățean să respecte aceste dispoziții și că sunt în slujba cetățeanului și că trebuie să rezolve fiecare cerere în mod prioritar și în mod etic să-l rezolve pe cetățean, pentru că nu cred că se duce nimeni să depună o cerere la primărie sau la Ministerul de Finanțe fără să nu aibă o problemă. Orice om care ajunge în fața unei instituții publice, indiferent cum se numește ea, are o problemă pe care el vrea să o rezolve. De aici trebuie să plece funcționarul public sau orice tip de alt lucrător plătit din aparatul de stat, că cel care ajunge în fața lui are o problemă și trebuie rezolvată în mod echitabil. Domnule coleg, am făcut așa o trecere în revistă acestor norme de drept cu aplicabilitate de lungă durată. Aș mai vrea să vă mai comunic, stimați telespectatori, că înainte de apariția acestei legi 231 care vine să completeze și să repună în termen anumite persoane în ceea ce privește terenurile din intravilan, nu mai era posibilă depunerea unei cereri, iar litigiile care se duc pe la instanțele de judecată sunt ca urmare a cererilor depuse până la expirarea acestor termene prelungite pe legea 18/1991. Să sperăm că într-un viitor apropiat, legiuitorul sau comisiile de aplicare a legii 18/1991, abilitate pe lângă primării, vor soluționa cât mai multe cereri ale cetățenilor, că aceștia vor reuși să se bucure de dreptul lor de proprietate garantat prin Constituția României și să sperăm că se vor diminua numărul de litigii care au apărut prin această prismă. Este curios că după ani de zile ne-am trezit cu titluri de proprietate date în favoarea unor terțe persoane care n-au fost niciodată la aceste terenuri, le-au continuat să fie muncite de foștii detentori, care și ei aveau depuse cereri de reconstituire a dreptului de proprietate. Și după ani de zile, după 10-11 ani, ne-am trezit cu proprietarul terenului care vine și îl dă în judecată pe cel care are terenul din 1953, că a fost al bunicului sau al părintelui lui, dar pe acest teren, fără să-l întrebe nimeni, s-a reconstituit în favoarea unei terțe persoane și îl dă în judecată pe acel individ ca să își auzu fructul pe ultimii 3 ani. Au început să fie mai multe cazuri de acest gen. Oamenii rămân stupefiați pentru că, eu știu, sunt cetățeni din alte comune care li s-a reconstituit dreptul de proprietate și n-au locuit sau n-au avut niciodată în acea comună. Ani de zile au stat într-o pasivitate totală și acum, cu titlul de proprietate în mână, vin și se adresează instanței să ceară de la detentorii care, așa cum vă spuneam, au avut de 70 de ani posesia acelui teren, reconstituit în favoarea unui terț, să ceară despăgubiri. Asta vă spuneam, că o societate care nu își respectă cetățenii, o societate care nu se apleacă asupra problemelor lor, este una disfuncțională. Aș vrea ca toți oamenii care ne privesc astăzi să se informeze cu mai multă eficacitate asupra normelor europene, să vedem cum trăiesc acești cetățeni, cum s-a întâmplat, nu știu, în Ungaria sau în Polonia, cum s-a întâmplat în celelalte țări în care s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate. De ce ei au putut, într-un timp relativ scurt, să
să rezolve această problemă și de 20 de ani nu se mai discută prin aceste țări de reconstituirea dreptului de proprietate și de ce în România nu s-a putut în 28 de ani să se rezolve această problemă și încă este o ambiguitate totală. Domnule coleg, aș vrea să, pe sfârșitul emisiunii, să venim cu un exemplu concret în ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate, pentru că s-a întâmplat de foarte multe ori ca să fie 7 frați și s-a reconstituit dreptul de proprietate doar în favoarea unuia. Aș vrea să explicăm această anomalie, să aș putea să-i spun. E greu de explicat o anomalie, în situația în care este foarte greu să pătrunzi în mecanismul și în procesul celui care a făcut propunerea de validare. De cele mai multe ori oamenii induc în eroare printr-o inițială, printr-o asemănare de nume cu autorul inițial. De cele mai multe ori sunt bunicii persoanelor care formulează cereri de reconstituire. Dumnealor erau cei care aveau ca și capăt de familie, căci la momentul respectiv, la momentul preluării, era familia formată din tatăl agricultor, mama agricultor și cei 4 copii sau 5 copii. Scuzați-mă că mă întreb, de fapt în registrul agricol ați văzut că era este o fișă terminologia de, la urma urmei era, era o fișă de evidență. Sigur, și era terminologia era aceasta, o fișă de evidență care evidenția în mod corect, în măsura declarării, exact ce vorbeam la începutul emisiunii, în mod corect, nu numai terenurile pe care le ținea, de cele mai multe ori și animalele pe care acesta le avea în pază. Corect. Numărul de capete, precum și categoria. Dar haideți să trecem de acest moment. Ei, deci de cele mai multe ori... Haideți să luăm un telefon, domnule coleg, și continuăm după aceea. Bună seara! Alo, să trăiți. Am și eu, chiar acum am deschis televizorul pe canalul dumneavoastră și chiar un caz asemănător cu exact cu tema emisiunii ce a spus dumneavoastră acum. Bunica mea, 91, a făcut cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Da. În 2005, doi din frații mei s-au dus la primăria Mătăsari, au luat adeverință pe numele lor, da, fără să mă treacă și pe mine. Am acționat în judecată în 2015. Acolo am făcut o greșeală, nu știu, ori eu, ori avocatul meu, că am cerut anularea adeverinței, după aceea avocatul meu a spus să nu mai anulez adeverința, doar să mă treacă și terminea. N-a respins, am pierdut procesul. Acum m-am altă care le atac către primăria Mătăsari. Aș vrea să vă răspund eu, stimată domnă, și sigur că pe undeva o disfuncționalitate a fost. S-a dezbătut cumva succesiunea mamei sau bunicii dumneavoastră și dumneavoastră nu ați acceptat succesiunea? Nu s-a făcut nicio succesiune. Toate căile de atac care le-am făcut până la instanța de judecată, inclusiv prefectura Târgu Jiu, le-a trimis adresă că titlul de proprietate trebuie să elibereze pe numele a toți trei moștenitori, că nu mai există nici tată, nici mamă, deci nici bunică, nici bunic. Deci la toți trei moștenitorii să se elibereze titlul de proprietate și nu numai pe suprafața aceea care e în adeverință, pe toată suprafața care e specificată în cererea formulată de bunica. Stimată domn, dumneavoastră sunteți validat, aveți o hotărâre a Comisiei Județene pentru da, această da, suprafață? Da, este validat. Este validată validat pe numele bunicii. Adeverință, un minut, acea adeverință care s-a eliberat, s-a eliberat într-un baza unei validări care nu există, baza unei hotărâri, un HCG care nu există, deci practic e o adeverință falsă. Și într-un cuvânt, frații dumneavoastră au primit titlul de proprietate fără să fie un HCG de validare? Numai adeverința. Acum urmează să primească titlul de proprietate. Și încă o dată vă întreb, HCG-ul de validare, hotărârea Comisiei Județene, că, pentru că nu poate primi titlul de proprietate dacă nu există o hotărâre de validare, aici să fim foarte da, clari. Este pe numele bunicii sau nu știți acest da, nume? Da, numai pe numele bunicii, nu pe numele lor. Același lucru vă spun și eu, stimată domn, va trebui să vă adresați unui avocat care să vă îndrume să acționați Comisia Locală de pe lângă Primăria Mătăsari în judecată, pentru că dumneavoastră, în mod imperativ, adică obligatoriu, va trebui să fiți înscris în titlul de proprietate, pentru că sunteți în devălmășie cu cei doi frați asupra proprietății bunicii. Dacă nu s-a dezbătut o succesiune și dacă dumneavoastră nu sunteți renunțători expres la succesiunea bunicii sau a părinților, nu știu care este ordinea succesorală și de aia vă spun să vă adresați unui avocat,
În mod imperativ, dumneavoastră sunteți beneficiarul dreptului de proprietate, sunteți acceptant legal al succesiunii și atunci va trebui să fiți înscris în titlul de proprietate. Vă sfătuiesc să vă adresați totuși unui avocat și sigur vă va îndruma spre ceea ce aveți de făcut mai departe. Da, vă mulțumesc mult de tot. Să aveți o zi foarte bună. Pentru că timpul este întotdeauna prea scurt și pentru că am epuizat această arie de timp care ne-a fost permisă, vă dorim să aveți în continuare o zi minunată și să ne vedem joia viitoare între orele 17 și 18 cu o nouă temă pe care cred eu că va fi de în interesul și în sprijinul dumneavoastră. Bună ziua!